Am ajuns în Lagos. Cazarea mea este foarte aproape de stația de autocar, la 10 minute de mers pe jos. Așa că am decis că nu are sens să iau un taxi, mai ales că nu am bagaje. Și este și mai cald aici. Foarte asemănător cu insulele grecești și cu Sardinia. Cel puțin din ce am văzut până acum pe drum. Coasta asta de sud e așa cu căsuțe albe, stilul acela grecesc și italian. De abia aștept să explorez orașul. Deci nici nu am ajuns bine și deja am motive să filmez. După cum se vede. Mai am 600 de metri până la cazare. Care... Ok, 300 de metri până la cazare. Despre cazări prefer să nu vorbesc pentru că sunt de toate felurile. Poți să găsești cazări foarte ieftine, de la 50 de lei și până la cazări de lux. Și sincer, cred că știm cu toții să folosim Booking-ul, așa că putem să căutăm în funcție de buget. Voi sta într-o casă veche. Este timp de pierdut când ești într-un loc așa de superb, așa că mi-am luat niște pratul del Nata, desertul lor, la pachet și voi merge spre o plajă. Sunt foarte multe golfulețe aici, așa că o să merg astăzi la unul dintre ele și mâine și în celelalte zile restul. Am ajuns la plaja Estudantes. Am ajuns la plaja Estudantes. Cam așa arată.
Ele não veio nada aqui. Vira-se para mim, já me esqueci o nome da gaja, mas... O gajo vira-se? Ah, pergunta ao João. Estas escadas são horríveis. Nu știu dacă mai este ceva de spus. Este plaja Pinia, acolo jos.